iar alături de mine și de dumneavoastră se află primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, domnule primar, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. O victorie mare pentru Universitatea Cluj, nicio înfrângere în acest sezon, este lider în continuare în Liga 1. Universitatea și Oțelul sunt singurele echipe care nu au nicio înfrângere în acest sezon. Cum vi s-a părut meciul la seară? După și vocea pe care o atmosfera. am, cred că vă dați seama, după vocea care încă o mai am și efectul de la victorie, cred că vă dați seama ce atmosferă cu peste 18.000 de oameni, eu cred că au fost aproape 20.000 de oameni. 18.400 sunt da, undeva. Asta a fost cifra oficială, cifra oficială lansată. Atmosfera absolut superbă, să înceapă un meci la 9:30 și să ai aproape 20.000 de oameni în tribuna, asta arată ce este universitatea și ce este acest oraș pentru universitatea. Iar băieții din teren nu s-au dezmințit, ne-au adus bucuria pe care o așteptam, chiar dacă primele 35 de minute le-am frit așa la temperatură. Chiar prima repriză, putem spune. Hai, de partea finală a reprizei a început să se dea semne de primăvară, că încep să răsar în ghiocei încet, și pe care a venit Poiana cu flori din repriza. Poienița cu flori din repriza a doua cu golul senzațional și victoria de excepție. Bravo, băieți! Bravo întregului ecosistem de la U, Nelusul Sabău, Radu Constantă și toți ceilalți din preajmă, pentru că iată că au demonstrat că se poate, au prins un Dinamo în formă, în formă mare în prima repriză, li s-a cantrinat benzina încet încet pe parcursul reprizei a doua, băieții au știut să-și dozeze efortul, au rezistat cu brio la asaltul Câinilor Roșii, dar am reușit această victorie care, repet, ne-a bucurat pe toți, astfel că mai avem o poză cu locul 1 în clasament și poate după meciul cu CFR-ul, Oțelul nu mai este ca și noi fără nicio înfrângere în campionat. Poate. Avem două meciuri grele, urmează. Știți că Oțelul mai are o restanță cu CFR-ul. Da, și dacă atunci poate să fie la egalitate de puncte cu Universitatea. Dar să sperăm că CFR-ul va face jocul pe care l-a făcut și în ultima etapă și a demonstrat că este în mare formă, așa cum a arătat la Faro, adică o revenire de formă în campionat și cred că, așa cum a spus, CFR-ul poate să revină acolo unde este locul. Avem de fapt o deplasare și următorul meci acasă, meciuri grele. Cele mai grele meciuri cu Universitatea. Adică este toată floarea cea vestită a întregului apus, cum spune poetul, este în fața Universității acum, Rapidul și această echipă iarăși într-o mare revenire de formă după egalul de la Craiova, victoria de la Iași. Ce să mai spun, Universitatea Craiova, cum să zic, partener de leadership în campionat acum în momentul de față. Două meciuri grele, dar evident că dacă vrei să te bați la locuri de vârf, trebuie să te bați și să câștigi și cu aceste echipe, cât se poate de mult. Adică e greu și la Rapid, va fi greu și cu Universitatea acasă, dar am demonstrat că nimic nu mai este imposibil și dacă le luăm pe rând, pas cu pas, se poate. Trebuie să luăm fiecare meci, pentru că niciun meci nu seamănă cu altul, meciul cu Rapid are un anumit profil, după care evident meciul cu Universitatea un alt profil, dar pe ansamblu eu cred că știu băieții ce au de făcut și să avem încredere în ei. Așa cum am spus, mai e mult, mult, mult până departe. Știți cum e de mult? Ne mai trebuie 9 victorii ca să fim în play-off, sigur. Deci, bine, pare puncte, ușor când spui 9 victorii, când te uiți, da? Când te uiți așa, cât de greu sunt trele, cât de greu este să obții 3 puncte, nu este nimic ușor. Dacă privim cu 2 ani în urmă sau 3 ani, lucrurile... Dacă ne uitam acum 8 ani când jucam cu Unirea Triteni, Liga a 4-a, ce ziceam atunci? Că avem o speranță în play-off-ul fotbalului românesc. Haide să fim realiști că progresul este fabulos al acestei echipe și mă bucur că am reușit această construcție sănătoasă a universității și că a fost o decizie excepțională de a renaște din propria cenușă și a clădi un club sănătos, cu forță, cu vitalitate, având parteneriatul cu universitățile clujene. Și este, repet, o mândrie acestui oraș. Bravo lor și
să nu ne bătem cu apă rece, că drumul e lung și viața e grea, dar să ne bucurăm de fiecare clipă și de fiecare moment pe care l-avem. Să ne bucurăm de fiecare poză cu locul unui clasament, indiferent că durează o săptămână, două, trei, cinci, șapte, câte o fi. Dar să avem încredere în echipă. Domnule primar, luni începe școala, 9 septembrie. Cum arată școlile în Cluj-Napoca? Și vreau să întreb de transportul gratuit pentru elevi, dacă se va extinde în acest an școlar. Sunt două paliere la transportul gratuit pentru elevi pe care vreau să-l menționez aici. În primul rând este faptul că cei 33.500 elevi din învățământul preuniversitar din Cluj-Napoca și din zona metropolitană beneficiază de abonamente gratuite la transportul public, cu o investiție de 8 milioane de euro pe care o face primăria municipiului Cluj-Napoca, investiție extrem de consistentă pentru a asigura accesul la educație, pentru a asigura și facilita drumuri spre școală ale elevilor, deci 33.500 repet, numărul de elevi pe care avem și începând de ieri, acești elevi pot să meargă la automatele de transport în comun ale companiei de transport public și să își reînnoiască abonamentele pentru anul școlar care începe luni. O pot face până în 30 septembrie. Dacă au dificultăți sau dacă sunt elevii din clasa 9, să știu, din elevii din clasa 5 care încă nu au toate formalitățile legale, ei să se ducă la ghișeele, la punctele de distribuție a abonamentelor de la compania de transport public pentru a-și putea obține abonamentul. Dar important este că infrastructura este pregătită, banii există, compania de transport are autobuzele pregătite și totul de luni merge în această direcție. Pe lângă acestea, mai avem 14 trasee de autobuze școlare pentru elevii din ciclu primar, adică acel efort uriaș pe care iarăși din nou îl face Clujul, din resursele noastre proprii, inclusiv resursa umană de a asigura polițiști locali în fiecare autobuz și la dus și la întors la școală, pentru că acolo părinții să știe că au copiii lor în siguranță plecați spre școală și care scoate 500-600 de mașini acest fenomen, acest proces, acest lucru al autobuzelor școlare din centrul Clujului, deci are avantaje pe toate planurile. Copiii ajung la școală în siguranță, părinții știu că acolo este un lucru sigur și pot avea încredere, se eliminează poluarea pentru că vreo 500-600 de mașini sunt scoase din trafic în fiecare zi din centrul Clujului, avem un aer mai curat și avem o viață mai sănătoasă. Și, evident, copiii fac școală, că până la urmă este cel mai important lucru. Să faci școală, rămân și cu asta închei despre dimensiunea educațională. La Cluj educația a fost, este și va rămâne întotdeauna pe primul loc. De aceea orașul ăsta este ceea ce este, pentru că în primul rând a investit și investește în educație. Știți bine teoria mea că investiția este de departe cea mai sigură investiție din lume, lipsită de grija falimentului, pentru că atunci când ai educație, ai acces practic la tot ce înseamnă mai bun în viață. Un om cu educație are șansă să aibă un salariu mai bun, să aibă o viață mai bună, să fie un om mai bine integrat în societate, să reușească cu adevărat. Scopul nostru al școlii, și aici este obiectivul pe care doresc să-l ducem până la capăt, este ca niciun copil să nu rămână în afara accesului la educație. Niciun copil să nu aibă o barieră de natură materială pe care să nu o poată depăși pentru că el să ajungă la educație. De ce? Pentru că nu se știe ce se găsește în fiecare copil, ce potențial are fiecare copil. Ori dacă ai o barieră educațională, că nu ai rechizite, că nu ai transport, că nu ai o masă caldă, că nu ai cele necesare să te poți întreține la școală, acel copil nu va reuși să-și împlinească potențial educațional. Deci obiectivul Clujului este ca fiecare copil să-și poată împlini potențialul educațional pe care îl are. Și vă spun eu sigur, nu vă spun eu sigur, ne-au spus-o teoreticienii, ne-au spus-o analiștii, filozofii, specialiști în domeniul educațional. Nu există copil pe lumea asta să nu fie bun la ceva. Nu există un copil ca să nu aibă un talent într-un anumit domeniu. Ei, asta este arta școlii și magia școlii. Să știe, să-i găsească, să-i detecteze fiecărui copil abilitatea, talentul pe care îl are și să-l direcționeze în această direcție, evident, asigurându-i însă un nivel de bază elementar de cultură generală, de pregătire pentru a se descurca în viață, dar, repet, după aceea, identificându-i talentul
la ceea ce este bun, să-l poată direcționa în această direcție. O comunitate care reușește să facă acest lucru va fi învingătoare, va fi câștigătoare și va avea o viață așezată și liniștită. Ei, pentru asta trebuie să lucreze toată lumea, părinte, copil, școală, autorități publice locale, județene, naționale, să-și dea mâna ca să poată, să poată reuși. Închei, pe dimensiunea de infrastructură, pot să vă spun că avem în acest moment cea mai mare investiție educațională din istoria Clujului în derulare. Este o investiție de 206 milioane de euro. Rețineți, o investiție de 206 milioane de euro în infrastructură educațională fără precedent în istoria Clujului. Și doar ca să exemplific ceea ce am spus, vă spun așa că în Borhanci avem o investiție de 100 de milioane de euro în creșă cu 100 de locuri, grădiniță cu 160 de locuri, școală gimnazială pentru 675 de copii, liceu pentru 360 de elevi, sală de sport cu 195 de locuri, bazin olimpic pentru practicarea activităților sportive. De asemenea, avem 9,1 milioane de euro pentru achiziționarea de echipamente IT și mobilier didactic pentru 64 de unități școlare. Avem în lucru 90 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a 32 de unități de învățământ, unde primăria pune din banii ăștia europeni jumătate, peste 45 de milioane de euro. 1,8 milioane de euro pentru construirea unei creșe și grădinițe în parcul feroviarilor. 1,9 milioane de euro pentru dotări diverse pentru unitățile de învățământ din municipiu, cum sunt pianele de la liceul Sigismund Toduță. Și 3,5 milioane de euro pentru reparații în cadrul școlilor. Aici ajungem la final. În acest moment mai sunt lucrări doar la 4 școli, din cele 73 unde se fac lucrări de abilitare. Aceste lucrări vor fi gata până vineri toate. Deci toate lucrările la cele 73 de unități educaționale din Cluj, unde s-au desfășurat lucrări de reparații de 3,5 milioane de euro în această vară, sunt gata, astfel încât elevii să fie bineveniți la școală, să aibă școala pregătită, infrastructura în ordine. Am verificat de asemenea să funcționeze și să fie pregătite butoanele de panică, autobuzele școlare, marcajele și trecerile de pietoni din preajma școlilor, sistemul de colectare selectivă să fie în ordine și bine pregătit, patrulele de siguranță în preajma școlilor, dotarea selelor de clasă cu toate echipamentele solicitate, adică să avem startul asigurat în viață pentru copiii care vin, vin la școală. Ne vom aștepta la un... prin aceste autobuze școlare, dacă le și suplimentăm pe linii, ne vom aștepta la un trafic mai degajat raportat la anii trecuți sau nu? Acum, dacă sunt 14 trasee de unități, 14 trasee de autobuze școlare, evident că asta deja scoate, așa cum am spus, 5-600 de autobuze școlare din trafic. Acum, mai mult de atâta, eu ce pot să vă spun? O să se întâmplă în fiecare zi, depinde de fiecare ce atitudine are și ce se întâmplă în trafic. Adică nu pot eu să știu toate aceste detalii. Noi, ce ține de noi, facem. Linii dedicate de transport în comun, abonamente gratuite pentru elevi, autobuze școlare pentru cei din învățământul primar ca să ajungă în siguranță la școală. Acum, asta este ceea ce putem face noi, ceilalți. Ce face fiecare cetățean, repet, este o altă chestiune de cultură civică. Domnule primar, mulți spun că metroul este o himeră. Dumneavoastră ați reiterat duminică că proiectul privind metroul va fi realizat și că are contract de finanțare din fonduri europene. Tot apar tot felul de discuții în spațiu public, inclusiv Marcel Ciolacu a spus că banii din PNRR sunt pierduți. Ieri a declarat premierul. Uitați care sunt precizările pe care le fac. Întăresc ceea ce am spus, și anume faptul că dincolo de toate discuțiile din spațiu public, trebuie să se știe că metroul se face. Lucrările la metro se continuă în graficul anunțat la Ministerul Transporturilor. Pe de altă parte, primăria nu este parte a discuțiilor tehnice dintre Guvern și Comisia Europeană. Există anumite tehnicalități care se discută, la fel cum se discută și în cazul altor proiecte din PNR la nivelul Uniunii Europene. Deci aceste discuții nu sunt specifice doar nouă, sunt specifice și altor țări și altor proiecte, repet, din PNRR, discuții între guvern și Comisia Europeană, la care primăria, repet, nu este parte. De exemplu, în cazul acestor tehnicalități care vizează România. De exemplu, relația tehnică dintre SEAP, care înseamnă Sistemul Electronic de Achiziții Publice,
și JOUE, adică Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu este gestionată de către primărie, este gestionată de către autoritățile centrale ale statului român. Cât timp discuțiile sunt în desfășurare, nu am altă dată pentru a vă putea comunica, pentru că, repet, sunt tehnicalități care se abordează între Guvernul României și Comisia Europeană. Din perspectiva autorităților statului, pot să vă spun că licitația a fost validată de toate autoritățile statului român și de aceea s-a semnat contractul de finanțare și de aceea lucrurile sunt în derulare. Ceea ce este însă, din nou, foarte important. Metroul are contract de finanțare și lucrurile sunt în derulare. Metroul este un proiect verde și poate beneficia de multiple surse de finanțare dincolo de banii din PNRR. Ceea ce este important este că metroul se face, are finanțare și are poate mai puțină importanță din ce sau din câte buzunare se finanțează. Important este că metroul este finanțat, vir și se finanțează. Asta e cel mai important lucru să știe lumea și o să vadă că în toamnă, în octombrie, noiembrie, sosesc cârtițele, se asamblează și după care vor intra în subteran. Cam asta e ceea ce pot să vă spun la ora asta despre metroul. Referitor la trenul metropolitan, pe ședința de Consiliul Local de joi a fost supusă aprobării o hotărâre cu documentația necesară pentru a finaliza dosarul de finanțare din exercițiul financiar 2021-2027 al Uniunii Europene a proiectului. Trenul metropolitan ar arăta, domnule primar, cel mai ușor de făcut dacă ne raportăm la metrou, centură metropolitană. Pare cel mai simplu de făcut și totuși cel mai greu de realizat. Paradoxal, am spus asta și în ședința de Consiliul Local, că paradoxal ar putea părea că se face cel mai simplu pentru că ai deja infrastructura existentă, calea ferată, dar paradoxal este cel mai greu pentru că trebuie să te corelezi cu o grămadă de proiecte care nu sunt ale tale și fiecare are interesul propriu în implementare. Și am spus că aici ne-am lovit de faptul că trebuie să corelăm proiectul nostru cu cel puțin următoarele proiecte, trei la număr. Electrificarea căii ferate actuale Cluj-Episcopia Bihorului. Proiectul care urmează să implementeze Coșlariul Cluj-Napoca de modernizarea căii ferate, care e doar în fază de proiectare, se lucrează la proiectarea lui. Culoarul de nord al Clujului, pe lângă calea ferată la care lucrăm noi. Deci trei proiectanți diferiți, la care se mai adaugă și stăpânul și jupânul tuturor, Ministerul Transporturilor, șeful de infrastructură. Și fiecare proiectant, fiecare își vede o problemă, ce domnule, acolo este așa, stația asta este așa, durata de timp este așa, linia respectivă este așa, și fiecare până s-au pus de acord, repet, a fost cea mai complicată procedură pe care am putut să o avem vreodată în derulare. Acum, partea plină a paharului este că după atât de mult timp am reușit să asamblăm punctele de vedere, să creionăm un punct de vedere comun și acum să intrăm în linie dreaptă pentru aprobarea finală a documentelor. Pentru că până nu ai forma finală a documentelor, nu poți să ai nici forma finală a vizelor și să te duci în guvern, pentru că, fiind vorba de investiție pe care ferată, trebuie să ai hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice în final. Și atunci ai nevoie de aceste lucruri care pornesc de jos, după aceea care trebuie să se coreleze cu protocolul cu CFR-ul, după care cu avizarea în echipele tehnice ale CFR-ului de la nivel județean și regional, după aia de la nivel național. Deci este într-adevăr o muncă foarte complicată, foarte grea, dar vă asigur că merită. Cele 23 de stații pe care le vom face pe parcursul acestui proiect de tren metropolitan vor aduce o mobilitate, repet, alternativă la mașină de cea mai înaltă calitate la Cluj. Vom putea extinde zona de dezvoltare economică și locuri de muncă, vom putea extinde area de locuire decentă, pentru că, repet, dacă ai pe 48 de kilometri 23 de stații, vă dați seama că pe area asta de 48 de kilometri ajungi mai repede în centrul Clujului decât din orice cartier al Clujului, poate. Pentru că vor circula trenurile din 30 în 30 de minute, vei avea posibilitatea să iei transport în comun de acolo și să poți să ai această mobilitate. N-am inventat eu apa caldă. Lucrurile astea s-au făcut în Europa de vest de peste 20-25 de ani, chiar 30 de ani în urmă. Corelarea proiectelor sau legătura dintre aeroport și gară, care se face acum stație de tren la aeroport. Ne facem un pasaj acolo de 15 milioane de euro pentru a veni din stație să ajungi în aeroport. Corelarea dintre metrou și trenul metropolitan. Vii cu metrou până la poduirea, te duci în trenul metropolitan și te duci mai departe la aeroport sau unde dorești. Adică devine acea intermodalitate de transport care, repet, este peste tot în Europa și pe care o vom realiza și la Cluj. Sunt grele aceste proiecte, v-am spus, că toate aceste proiecte care sunt de peste 4-5 miliarde de euro, centura metropolitană, metrou, trenul metropolitan,
sunt proiectele Clujului 2030-2050. Ele teoretic nu trebuiau să fie făcute strict de primărie, că nici în alte orașe nu face primăria centura, nici măcar nu se pot gândi vreodată să facă metro, ce să mai vorbim despre asta, iar prin metropolă din nou îl fac alte entități. Noi însă ne-am asumat această responsabilitate cu toate greutățile acestei uriașe ale facerii, dar suntem, repet, în final pe drumul bun. La toate. Dar greutăți apar în fiecare moment, cum a fost și asta cu metrou. Dar ce trebuie să înțeleagă lumea, că nu e vorba, cum spune poetul, nu aruncă o dată cu apa din covată și copilul. Pot să fie tehnicalități, pot să fie probleme, dar ideea de bază, fundamentul, că metroul se face și are finanțarea, asta este sigur. De acolo încolo, evident, pot să fie tehnicalități și lucruri, dar conceptul de bază, repet, că se face și că are finanțare, astea sunt cele mai importante lucruri. De acolo încolo, evident, că sunt discuții, sunt analize, sunt proceduri birocratice, tehnicalități, la care nu se pricepe toată lumea și care sunt în derulare, în negociere, în discuție, pe toate paliere. Dar partea plină, partea bună, partea sigură și consistentă este ceea ce v-am precizat. Metroul se face și are finanțarea, repet, asigurată și când spunea cineva parcă odată, dacă pisica prinde soare, nu mă interesează că e albă sau neagră, cât timp ea prinde soare. La fel și noi, când noi avem finanțarea asigurată, până la urmă, nu este cea mai importantă problemă de unde se finanțează, cât timp ea este finanțată, finanțabilă și finanțată asigur, și finanțarea asigurată. Domnule primar, eu vă mulțumesc mult de prezență. Și eu vă mulțumesc în emisiune. O zi bună să aveți. Da, la revedere. O zi bună tuturor. Doamne ajută. La revedere. Sunt Carol Vlad, alături de mine și de dumneavoastră a fost primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Până la o nouă reauzire, toate cele bune.